Documenti din secolul XIX attestă esistența fracției din Mologno care a comandat o parte din Val Cavallina. Numele Mologno nu este altceva decât numele cartierului din colină de unde s-a dezvoltat localitatea Cazazza. Chiar în localitatea Mologno există numeroase monumente medievale, dintre toate Castelul dei Suardi și turnul său. Mergând mai departe spre centrul Cazazza, întâlnim biserica dedicată Sfântului Lorenzo, costituită în 1769 pe ruinele unei biserici antice. Primăria din Cazazza participă la proiectul turistic în Val Cavallina, proiect în care se promovează vizitarea localității și fluxul turistic. Actuala Cazazza corespunde orașului antic locuit de Romano di Cavellas. La sfârșitul anului 1900 au fost găsite anumite părți din locuință. Aria cea mai importantă se află astăzi conservată în strada națională, într-un loc situat în subsolul unui magazin. Site-ul este un container singular de cunoștințe reprezentative al culturii. Antica Cavellas reprezintă un boom minor, astăzi aproape necunoscut, dar demn de prezentat publicului. La Culendine se poate ajunge foarte ușor din Cazazza mergând pe strada statală. Împrejurul lacului sunt multe localități de vizitat. Cele mai reprezentative sunt Tendine, San Felice și Monasterolo. De asemenea, sunt biserici antice și medievale, ca și castelul Monasterolo. Lacul Endine este o piatră prețioasă poziționată între munți și văi, într-un peisaj natural neschimbat în timp. Datorită existenței unui parc cu scopul de a proteja bogăția florii și faunei. Reprezintă o oază pentru locuitorii din zonă și pentru turiștii care au posibilitatea de a petrece zile frumoase pe malul lacului, pescuind și făcând sport. E perfect și pentru a petrece un sejur în mijlocul naturii, organizând excursii sau picnic pe malul lacului.